Iulia, bună, bună dimineața. dimineața! Bună dimineața! Din câte vedeți, astăzi am renunțat la tocuri. Vreau să merg mai mult pe jos. Acesta este scopul principal al zilei: să îi îndemnăm pe oameni să meargă mai mult pe jos. Foarte bine, e foarte susține. sănătos. <laughs> Și voi faceți asta, da. Absolut. Da? Și cred că cred că cel mai bine sau cea mai bună modalitate prin care putem face asta este să căutăm în general ca toate serviciile de care avem nevoie să fie cumva în proximitatea noastră. Da, da, știi că mersul pe jos este una dintre activitățile fizice cele mai benefice pentru organism, pentru, pentru sănătate. Că, pentru că ne antrenăm tot... Și uite, așa am convins pe oamenii astăzi să lase mașina acasă și să meargă pe jos. Acesta a fost scopul, deci am început bine. Și invitatul nostru de astăzi, Paul Cosma Ivan, ne va da și mai multe exemple pentru care merită să facem asta. Tu ai creat o aplicație, Paul. Cum da. se numește? Vorbim despre Motum. Motum este companionul tău în excursile tale urbane. Ce face el este că te recompensează pentru alegerile tale sustenabile când vine vorba de transport uh, urban. Și noi acum am intrat în aplicație. Este vorba despre o aplicație gratuită, da? Da. Acum intrăm în aplicație, căutăm unde vrem să ajungem. Herăstrău. Noi suntem în zona Pache Protopopescu, ne îndreptăm spre Herăstrău. Exact. Vom primi trei opțiuni de transport sustenabil. Avem mersul pe jos, da. avem mersul cu bicicleta sau cu trotineta și transportul public. Deci din start nici măcar nu ne arată varianta de a merge cu autoturismul. Exact, totul este transport sustenabil în aplicația noastră. Ok, și să spunem că alegem mersul pe jos alege mersul pe jos. În funcție de cât carbon salvez față de același drum făcut cu mașina, voi primi niște puncte. În cazul acesta salvez 2,195 kg de carbon pentru această excursie până în Herăstău. Și văd că primesc peste 40 de puncte. Exact. Nu? Pentru această pentru acest... excursie. Exact. Pentru acest drum. Dacă fac 10 drumuri de acest tip, voi... este ca și cum aș planta un copac. 22 de kg salvează un copac anual. Uh -huh. Acum voi pleca. Dau gău. Aici pot să aleg să rămân în aplicația noastră sau să folosesc Google Maps pentru mai multe indicații. Deci voi practic folosiți sistemul Google Maps pentru navigare. Exact. De data aceasta voi rămâne în aplicație pentru că știu drumul. Jos rămâne știm că tripul este activ, da. iar când ajung la final voi primi o notificare unde voi, în care voi fi anunțat că am primit acele puncte. Ok. Noi deja putem face asta prin Google Maps. Într-adevăr, acolo nu ne sunt prezentate întotdeauna cele trei variante. Uneori avem și mai multe, nu? De ce am alege aplicația voastră și nu am folosit Google Maps? Doar? Pentru că noi te reși recompensăm pentru alegerile tale. Punctele acelea le poți folosi în marketul nostru, unde poți achiziționa vouchere la partenerii noștri. Partenerii noștri sunt la fel din acest ecosistem sustenabil, business-uri locale care produc în țară. Practic noi te ducem către te ducem, te ducem către un uh, ecosistem sustenabil. Punctele acestea, de asemenea, le veți vedea și într un uh, leaderboard. Și aici sunt uh, conturile utilizatorilor voștri. Exact. De exemplu, ne putem uita la topul uh, celor uh, uh, de carbon salvat. Îl avem pe Adrian, care a salvat 234 de kg de carbon. El este cel care se află acum pe primul loc, deci a salvat, a salvat cel mai practic... multe kilograme de carbon. Exact. Practic... Ce înseamnă asta? Adică cât copaci a plantat? A plantat 10 copaci. El... În ritmul acesta va planta o mică pădure. Exact. Asta, este asta înseamnă plant... că a mers mult pe jos, nu? Da, a mers mult cu transportul public și a mers mult și cu bicicletă. Și ne spune că acele puncte se transformă în beneficii. Da. Uh, care sunt aceste beneficii? Sunt vouchere la uh, business locale, de la producători de lumânări, săpunuri, până la uh, articole sportive, uh, pentru cei care sunt pasionați de mersul cu bicicletă, căști, uh, de asemenea, echipamente de protecție. Bun. Și îmi spune că voi aveți parteneriate și cu companii, nu? Da. Pe ei cum îi ajutați? Uh, ei au acces uh, la niște conturi premium. Uh, lunar noi le putem genera rapoarte legate de amprenta de carbon a angajaților lor. Uh, companiile, începând cu anul 2024, vor fi nevoite să raporteze activitatea uh, angajaților, cum vine vorba de uh, commuting. Vor trebui să raporteze care este amprenta de carbon a acestora. Și noi îi ajutăm raportând, din rapoarte, utilizând aplicația. Și aveți deja clienți în sensul acesta? Da. Și care sunt rezultatele? Chiar luna trecută am încheiat primul parteneriat împreună cu aceștia, cu doar 40 de angajați. Au salvat 400 de kilograme de carbon. Asta înseamnă aproape un hectar de pădure plantat. Îți mulțumim foarte mult, Paul. Mai vreau să amintim încă o dată cum se numește aplicația. Site-ul este hellomotum.com. Asta înseamnă că vă gândiți și la intrarea pe piața internațională? Da, este o soluție escalabilă și plănuim să mergem mai departe în Europa. Iar aplicația este gratuită și poate fi folosită deja aici în România. Voi aveți câți utilizatori? 500 de utilizatori în acest punct. Și foarte important, puteți să descărcați aplicația atât pentru iOS cât și pentru Android. Și nu uitați, astăzi n-aș strica dacă ați lăsat mașina acasă și ați face o plimbare până la serviciu sau acolo unde aveți treabă. Ne vedem și la ora 10.